Bună seara, doamnelor și domnilor, și am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Doi invitați, aș spune eu, de marcă astăzi în platoul emisiunii noastre, care vin tocmai de la București, dar sunt maramureșeni nedădeai noștri și reprezintă vocile Maramureșului la București. Bună seara și bun găsit, îi spun vicepreședintele AVAS, Cornelia Negruț. Bună seara. Și domnului ministru delegat pentru dialog social, Liviu Marian Pop. Bună seara. Bună seara. V-am văzut deseori și pe posturile de televiziune naționale, sunteți, așa cum spuneam, vocile Maramureșului la București, dar v-aș întreba în primul rând, pentru că, iată, sunt mai bine de 5 luni de când USL-ul a preluat guvernarea, cum se vede, să spunem așa, viața de zi cu zi de la București și ce ar trebui să știe sighetenii care ne urmăresc la această oră și nu numai cei din Maramureșul istoric, despre ce faceți acolo la București, pentru ca, iată, să fie mai bine, că se spunea că înainte, când era guvernul Boc și MRU, era mai rău. În Liviu Maria Pop. Nu știu câte se văd la Sighet, dar cu siguranță lucrurile mari se văd la nivel național și aici mă refer la ceea ce încercăm să reparăm din multele găuri lăsate de către fosta guvernare, multele nereguli pe care le avem de le clarificat, plecând de la fondurile europene, continuând cu reparațiile la salarii și pensii, indemnizațiile pentru mame, sunt câteva dintre lucrurile pe care noi încercăm să le reparăm în pas cu creionarea, dacă putem spune așa, a ceea ce înseamnă bugetul anului 2013 și, de ce nu, strategia României pentru anii 2014-2020, când se renegociază noile linii de finanțare a fondurilor europene. Acestea sunt lucrurile mari, dacă putem spune așa, generale. Evident că vin și elementele particulare, specifice fiecărei județ, specifice fiecărei categorii sociale, pe care încercăm să le rezolvăm. Unele dintre ele chiar am reușit să le rezolvăm. Însă, să nu uităm că suntem într-un buget votat anul trecut, ceea ce putem face noi acum doar să facem rectificările bugetare, rectificări bugetare care să asigure funcționarea, în primul rând, a instituțiilor statului, a primăriilor, a consiliilor județene, a spitalelor, a școlilor, a secțiilor de poliție, dacă vreți. Toate aceste lucruri trebuiesc bine articulate cu ceea ce avem în momentul de față ca buget și să ne încadrăm în ținta pe care am semnat-o cu FMI-ul atunci când am luat împrumutul, și aici mă refer la acel deficit de maxim 3%. Într-o emisiune în care v-am avut ca și invitat, spuneați la un moment dat că dacă veți spune după o vreme colegilor dumneavoastră din sindicat, de exemplu, că nu sunt bani, o să spună te-ai dat cu guvernul, ai ajuns la guvernare și spui că nu sunt bani. Dar situația cum se prezintă la ora actuală? Evident că în educație, dacă discutăm de sindicatul în educație, nu sunt bani suficienți pentru educație. Un sistem subfinanțat 22 de ani și în special în ultimii 3 ani de zile cu școli închise, cu profesori dați afară, cu drepturi salariale diminuate, este foarte greu să spui că este îndestulător. Într-adevăr, sunt nevoi legate de recuperarea drepturilor salariale, acele teri din 2010 pe care noi le-am corectat cu 8% din iunie și cu 7,4% de la începutul lui decembrie. Sunt banii care vor veni pe drepturile salariale, însă mai e mult de lucru pe investiție, mult de lucru pe resursa umană și pe programele școlare, că până la urmă toată lumea își dorește o școală de calitate. În momentul de față s-a finalizat rectificarea bugetară pe anul 2012, se lucrează la bugetul anului 2013, însă să nu uităm, FMI-ul vine în perioada 9-14 noiembrie, suntem obligați din punctul acesta de vedere să avem discuții cu reprezentanții FMI-ului, urmând ca bugetul anului 2013 să fie finalizat odată cu constituirea, dacă pot spune, a noului guvern de după 10 decembrie. Premierul Victor Ponta spunea la un moment dat că s-au lăsat de către cei din urmă diverse bombe cu ceas în ministere. Și am văzut chiar zile trecute, pentru că v-am văzut pe posturile naționale, se vorbea foarte mult despre cazul Blejnar, despre cum un președinte ANAF la un moment dat a făcut trafic de influență în diverse domenii. Și aici doamna Negruț probabil că ne va spune exact, de exemplu, cum e posibil la vamă să pui un vameș sau ce-o fi el acolo, în condiții în care tu ești președinte la ANAF. Da, a fost foarte ciudată această organigramă atâta timp cât Direcția Generală a Vămilor are un secretar de stat
ca toate aceste angajări să se facă doar cu acordul și cu semnătura președintelui ANAF. Deci nu este o situație normală, pentru că, normal, tu, cel care conduci o direcție, cunoști foarte bine structura acelei direcții și totodată personalul de care ai nevoie și, bineînțeles, cel cu care lucrezi. Deci, de când cunosc eu această structură, respectiv direcția generală și după aceea prin apariția ANAF-ului, întotdeauna angajările s-au făcut de către director, bineînțeles, și cu avizul președintelui, de a nu numirea să se facă doar de către președintele ANAF. Este ANAF-ul și cazul Blejnar o bombă cu ceas lăsată în urmă de guvernul MRU? Nu, de guvernul Boc, pentru că, dacă bine mi-aduc aminte, guvernul MRU a preluat bomba. Domnul Blejnar a plecat în perioada mandatului domnului Ungureanu. Însă lucrurile sunt simple. O raportare a încasărilor la ANAF comparativ cu anul 2011, ne spune că în 2012 s-au încasat cu 250 de milioane de euro mai mult. Pentru că ăsta e rolul ANAF-ului, să verifice colectarea banilor la buget. Deci dacă în 6 luni de zile s-au încasat cu 250 de milioane de euro mai mult, înseamnă că în cei 2 ani de zile cât domnul Blejnar a stat acolo, statul român a pierdut 1 miliard de euro prin neîncasări. 1 miliard de euro care trebuia obținute de la acele firme cu care se conversa domnul Blejnar împreună cu domnul Băsescu. Cu Sorinele, du-te încolo, hai încoace, nu-l verifica pe ăla de la Constanța, verifică-l pe ăla, vine băiatul ăla, chestiuni de genul acesta. Avem 1 miliard de euro, așa, 1 miliard de euro pe ușor, pentru că în 2010 era altă situație. Și să nu uităm, în 2010, când s-a mărit TVA în România, când s-au tăiat salariile și pensiile, domnul Blejnar stătea în telefon cu domnul Băsescu să vadă unde să ducă la verificări. Deci 1 miliard s-a pierdut acolo, 1.200.000 s-a pierdut la hidroelectrica cu băieții deștepți a domnului Videanu și cu a domnului Băureanu și cu Roibo de acolo. Și uitați-vă cum 2,2 miliarde de euro am pierdut toți cetățenii pentru că domnul Blejnar împreună cu domnul Băsescu și domnul Videanu stăteau în telefoane și, și controlau tot ce înseamnă sistem economic în România. Sperăm că finalul anului 2012 va aduce elemente de noutate în zona aceasta și atunci românii vor vedea cu siguranță că de fapt nu am făcut revoluție, ca să spunem așa. Doar am oprit conductele care de scurgerea banilor publici și am eliminat pe acei oameni care nu făceau altceva decât să protejeze firmele băieților deștepți. Doamna Cornelia Negruț, sunteți vicepreședinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și bănuiesc că sunteți cel puțin la curent cu cazul Oltchim și aș vrea o părere și pe această temă din partea amândurora. Să ne spuneți, din punct de vedere al AVAS, cazul Oltchim cum este văzut? Cazul Oltchim la ora actuală este văzut ca un caz pe care noi dorim să-l punem în circulație, deci să nu încercăm doar distrugerea unui combinat sau valorificarea activelor. Știți bine și din informațiile care s-au dat în presă, datoria pe care o are Oltchim este în jur de vreo 500 de milioane de euro, din care noi AVAS-ul avem vreo 113 parcă, Electrica mai are vreo 130, la care se adaugă terții furnizori, precum și o serie de bănci. Așa cum s-a comunicat și în presă, mă rog, de către Ministerul Economiei, noi AVAS-ul deținem doar portofoliul Oltchim. Știți că privatizarea nu s-a făcut de către AVAS, s-a făcut de către Oficiul Participațiunii Statului în domeniul industriei. S-a dat joi chiar în funcțiune o secție, secția de membrane a Oltchimului cu un număr de vreo 300 de lucrători, de secția care produce, mi se pare, acidul sulfuric și câteva produse din astea chimice, gen combinații pe bază de acid sulfuric. Și zic că este un început bun. Nu cred că vor mai fi în următoarea perioadă mișcări, pentru că atât guvernul cât și instituțiile implicate doresc să privatizeze, o privatizare care va avea loc undeva, Oltchim, o privatizare care va avea loc undeva în anul, la începutul anului 2013. Mai multe despre aceste lucruri le vom afla la momentul respectiv. Poate nu se va merge pe
o licitație și va merge se va merge undeva pe o vânzare directă. Așadar, cazul Olchei, am putea spune că a fost doar un câștig electoral pentru Dan Diaconescu? Nu, a fost o pierdere electorală pentru domnul Dan Diaconescu, un om care a prezentat niște documente false și a încercat să facă din cel mai mare combinat din România, din cei 3.500, peste 3.500 de angajați, să facă o masă de manevră. Noi așteptăm ca organele statului să finalizeze ancheta, pentru că domnia sa, pe lângă faptul că a mințit și a blocat privatizarea, a venit în spațiu public și cu documente false și cu acuze. Și aici lucrurile sunt mult mai grave. Pe de altă parte, să nu uităm că dacă acest domn nu participa la nu ar fi mințit, Olchimo astăzi era privatizat, pentru că cel de pe locul 2 ar fi preluat combinatul. Însă lucrurile sunt foarte stabile în momentul de față pe zona Olchimului. În următoarele 6 luni de zile activitatea va fi reluată la capacitate maximă, dacă putem spune așa, vis-a-vis de capacitatea de producție a Olchimului. Și să nu uităm că timp de 2 luni de zile ce s-a făcut acolo prin întreruperea activității și prin noul management la nivelul companiei, nu s-a făcut decât să se taie iarăși contracte cu băieții deștepți, contracte cu firmele fratelui domnului Băureanu și alți activiști de seamă din interiorul Partidului Democrat Liberal. Însă să nu uităm că acolo au fost pierderi planificate, s-au pierdut 500 de milioane de euro în ultimii 5 ani de zile. În special în ultimii 3 ani de zile s-au încheiat acele contracte păguboase combinatului, contracte care externalizau profitul și lăsau pierderile combinatului, și că în momentul de față situația e salvată, lucrurile merg spre normal, urmând ca în maxim 6 luni de zile să asistăm la privatizarea, eu zic cu succes, a combinatului, dar să lăsăm, așa cum am spus, să se finalizeze bugetul pe anul 2013 și discuția cu FMI-ul și Banca Mondială și Comisia Europeană, care de fapt este hotărătoare în soarta Olchimului. Aș vrea să ne întoarcem puțin și pe plan local, pentru că suntem aici în Maramureș, și v-aș întreba puțin despre subiectul acesta de extindere și modernizare a aeroportului Baia Mare. Acest proiect a fost respins zilele trecute și mă gândesc că totuși, având un guvern USL, având, să spunem, totuși niște pârghii în guvern, aeroportul Baia Mare este pus pe tușă. Nu, este pus pe tușă. Eu am cerut, văzând ce se întâmplă, am cerut și eu explicații Ministerului Transporturilor, chiar am vorbit cu domnul ministru Silaghi pe tema aceasta. Am obținut informațiile clare, sunt lucruri pentru mine surprinzătoare. De ce? Pentru că în anul 2011, atunci când s-a depus acest proiect, nu pot să înțeleg nici pe directorul aeroportului, nici pe președintele Consiliului Județean de atunci, nici pe experții Consiliului Județean sau aeroportului care au scris acest proiect, dar există documente de, dacă putem spune așa, de corespondență între Consiliul Județean, aeroport și Ministerul Transportului vis-a-vis de elementele lipsă la dosar. Pentru că a fost o cerere de finanțare care, paradoxal, nici n-a fost semnată și ștampilată într-o perioadă prin octombrie 2011. Deci o lipsă clasă de responsabilitate la nivelul aeroportului. Este în momentul de față contestație. Să nu uităm că inclusiv în august anul acesta, deși proiectul era scris de acum un an și jumătate, inclusiv în august, autoritatea de management de la nivelul ministerului a cerut aeroportului anumite documente. Pentru că nu poți să depui o cerere fără să ai documente, să știe cine lucrează în zona aceasta. Trebuie toate documentele care să însoțească această cerere de finanțare. Nici în august, nici în ceasul al 12-lea nu s-a transmis un punct de vedere, hârtiile necesare. Automat a fost respins proiectul, s-a făcut contestație, am discutat cu președintele Consiliului Județean, s-a făcut contestație. Eu sper foarte mult că în următoarele 2 luni de zile, că avem și în momentul de față o problemă majoră pe fondurile europene, deoarece în anul 2010, 2009 și 2011 au fost nereguli majore la implementarea fondurilor europene, iar Comisia ne sancționează din punctul acesta de vedere. Eu
Sper să recâștigăm dacă putem acest proiect și să se înțeleagă, pentru că se pare că în spațiu public nu s-a înțeles suficient. Nu a luat satul mare banii Maramureșului. Maramureșul nu a fost capabil să aducă bani în Maramureș, adică aeroportul și Consiliul Județean. Bun, a fost la un moment dat președintele Consiliului Județean, Zanfir Ciceu, în emisiune și a spus că, mă rog, la nivel de minister, având în că e ministrul Sila Dirile a satul mare, e normal că... Așa, a fost o interpretare. Așa am înțeles și eu în prima fază, văzând ce se întâmplă. Am luat autoritatea de management de la Ministerul Transportului. Am avut contact cu ei, am văzut despre ce e vorba și vreau să vă spun că banii care trebuiau să vină în Maramureș nu i-a luat nimeni. Nu i-am tras de la Uniunea Europeană. Deci proiectul a fost respins, la satul mare a fost aprobat, pentru că ei și-au făcut tema. Și la încă două aeroporturi, nu mai știu la care. Deci nu a fost sumă, nu s-a dus suma de la Baia Mare la satul mare. Nu, noi nu am fost capabili să atragem suma la Baia Mare. La Baia Mare. De ce? Pentru că în 2011 n-am scris corect cererea de finanțare și toate documentele, chiar dacă ne-au întrebat de vreo, ne-au cerut de scris de vreo 2-3 ori. Și am făcut o informare către presă exactă, cu date și cu toate celelalte, din punctul ăsta de vedere. Deci, chiar dacă s-a cerut, nu am fost capabil conducerea aeroportului, echipa de experți, e mai puțin important în momentul de față. Cert e că e o lipsă de responsabilitate din punctul meu de vedere vis-a-vis de acest lucru, extinderea pistei de la aeroportul din Baia, și modernizarea aeroportului din Baia Mare. Bun. Că este o competiție între Baia Mare și satul mare pe ceea ce înseamnă aeroport, se știe lucrul acesta. Că se dorește să facă drumul rapid satul mare-Baia Mare, că eu am spus-o, îmi doresc să putem avea un tunel pe sub Butâi cu podul peste Tisa și cu calea ferată ca să putem să ne ancorăm odată cu drumul rapid coridorului european. Sunt niște proiecte mari și îndrăznețe, dar nici măcar la o chestiune în care nu aveai altceva decât să completezi niște documente, să faci niște studii, să pui niște ștampile și niște semnături și tu ca șef de aeroport, ca și comisie tehnică, pentru că eu nu vreau să acuz în special conducerea aeroportului, că sunt niște tehnicieni acolo în spate. Pot să fie. E o lipsă de responsabilitate din punctul meu de vedere. Conducerea aeroportului a fost, să spunem, pusă acolo de către fostul președinte al Consiliului Județean, Mircea Man, dar nici actualul președinte al Consiliului Județean, Zanfir Ciceu, nu știu dacă l-a mișcat. În prezent se analizează toate problemele care au fost pe aeroport, inclusiv această lipsă de responsabilitate și pierderea acestei sume și vor urma și modificări la nivelul conducerii aeroportului. Nu se pot face toate dintr-o dată, există o procedură, trebuie respectată, deci nu putem veni de astăzi, nu ne mai place directorul pe aeroport, îl schimbăm, nu ne mai place directorul spitalului, îl schimbăm. Respectăm procedurile și veți vedea că aceste modificări vor avea loc. Da, deci este păcat ca Maramureșul... Există o inerție în instituțiile din subordinea Consiliului Județean? Nu există o inerție. Sunt la nivelul Consiliului Județean, avem, bineînțeles, consilierii județeni, nu este un consiliu care aprobă toate aceste modificări, sunt tot felul de comisii în care se discută, deci haide să lăsăm să-și facă treaba și după aceea să analizăm dacă s-au făcut sau nu s-au făcut. Dar schimbările se vor produce. Da, știți cum e pentru mine ca cetățean al Maramureșului, dacă vreți ca membru al guvernului, dacă mă exprim după aia să interpretează. Nu știu dacă mă interesează ca cetățean vorbesc. Nu știu dacă mă interesează cine e vinovat pentru că nu s-a extins și nu au venit 5 milioane de euro în Maramureș la aeroport sau câte milioane trebuie să vină. Nu știu dacă mă interesează de ce drumul Bârsana-Baia-Sprie nu se finalizează și blocat. Nu mă interesează vinovații, mă interesează de ce nu se creează acest lucru. Deci trebuie să le privesc în viitor, să văd ce pot face de aici încolo. Într-adevăr, sunt organe, sunt oameni, sunt instituții care trebuie să facă verificări și să tragă vinovații. Dar... în același timp sunt direct interesat să pot rezolva, să putem rezolva, că de fapt nu putem, pot face singur și nimeni nu poate face singur acest lucru, să rezolvăm prioritățile, dacă putem spune, a județului. Atât de izolați am fost în ultimii ani de București, ceva de groază. Deci ultimile investiții au venit, uitați-vă, DN18 a intrat, cred că, printre ultimele drumuri din țară în reabilitare. Și vorbim de drumuri naționale. Dacă iau harta acum, suntem printre ultimele drumuri. Deci la coadă. Am avut și noi două proiecte mari pe care puteam să aducem bani frumoși în Maramureș, bani lăsându-o, cream condiții pentru maramureșeni, că până la urmă despre asta discutăm. Condiții de dezvoltare și de scăpare de izolare, că până la urmă tindem către o izolare. Și cred că aici trebuie să privim în primul rând ce putem face de aici încolo. Ei, vinovații vor plăti. Vor plăti 9 decembrie la vot, vor plăti în fața organelor de control dacă se va constata că au furat și eu cred că lucrul acesta se va întâmpla cât mai repede.
Pentru că ați vorbit despre 9 decembrie, sigur sunteți doi dintre candidații propuși de USL pentru a candida în Parlamentul României și ați vorbit și de izolare. Ce garanții puteți să le oferiți sighetenilor că votând USL-ul și candidații USL la parlamentare, Maramureșul va ieși din izolare și toate aceste proiecte pe care le-ați enumerat mai înainte sunt la un moment dat posibile în următorii 4 ani? Deci pentru Maramureș și istoric, pentru că până la urmă suntem în Maramureș și istoric. Cred că este pentru prima oară în perioada post-decembristă când Maramureșul istoric are un ministru. Un ministru care și după 10 decembrie, la cum arată sondajele și situația la nivelul țării, USL-ul va guverna cu siguranță, așa cum a spus premierul Ponta, 90% din echipă va rămâne, deci inclusiv miniștri, inclusiv cei de la deconcentrate, de la agenții și autorități. Deci, în mare parte, 90% din echipă va rămâne. Și asta nu depinde de Maramureș, depinde de scorul pe care USL-ul va face la nivelul țării. Cu cât vom reuși noi în zona aceasta să facem un scor mai bun, cu atât va fi mai bine. Tot pentru Maramureșul istoric, dacă echipa USL-ului, formată din cei 4 candidați, va reuși să aducă un scor foarte mare, discutăm de jumătate din Maramureș, pentru că suntem 36 de comune și orașe din cele 70. Peste 70 cât suntem Maramureș. Este a doua garanție, dacă o putem spune așa. Iar a treia garanție, dacă e să o privim la rece, e faptul că în cele 6 luni de zile, primarii din Maramureș, autoritățile din Maramureș, au văzut că lucrurile s-au schimbat. Au început să curgă, dacă vreți, informațiile mai multe, bani, dacă cât s-a putut a venit încoace, s-a venit încoace o comunicare mult mai rapidă între primari și parlamentari. Și eu cred că ăsta este viitorul următorilor 4 ani de zile. Deci mesajul trebuie să fie, din punctul meu de vedere, foarte clar pentru maramureșeni, cel puțin la adresa mea, dacă pot să fiu un pic individualist în momentul de față. Atâta timp cât am fost într-o funcție și la sindicate și la minister, cred că am dovedit că țin cu Maramureșul, țin foarte mult cu Maramureșul și vreau să trăiesc, să rămân în Maramureș, aici mi-e familia, de aici nu o să mă mut în următorii 50 de ani, sper, decât dacă Doamne ferește să întâmple ceva până în peste 50 de ani. În rest, proiectele politice se cunosc la nivel național, eu mi-am exprimat public intenția ca în următorii 4 ani de zile să facem comunicare rapidă Baia Mare, Satul Mare cu podul peste Tisa, absolut necesară traficului, dacă vreți, începând de la lemn, cât să mai turismul urgentat. Gândiți-vă că vine turistul în aeroport, că e Baia Mare, că e Satul Mare, se urcă în tren sau în mașină și în maxim o oră ajunge în Bișeu. Deci e o chestiune care trebuie să o analizăm la rece. Este un proiect de deschidere a Maramureșului pe care cu siguranță o să-l putem duce la bun sfârșit dacă USL-ul va avea 4 parlamentari în zona aceasta, 4 parlamentari care pot să-și decidă. Iar în momentul de față și eu și doamna Negru suntem în funcție de decizie, dacă putem spune, la nivelul guvernului. Există, să spunem, o garanție pe care ar putea să o prezinte, de exemplu, și candidatul USL Cornelia Negruț pentru sighetenii care ne urmăresc? Știu că dumneavoastră faceți parte, de fapt, din Partidul Conservator, care e și el la guvernare. Ce poate să aducă Cornelia Negruț bun pentru maramureșeni dacă va ajunge în Parlamentul României după 9 decembrie? USL-ul, în general, per total, să spunem, este o garanție pentru toți cetățenii României, inclusiv pentru maramureșeni. Știți că, deși a fost un vis al celor 3 președinți, acest vis a devenit realitate, iar toate promisiunile pe care USL-ul le-a făcut de-a lungul acestei perioade și de-a lungul înființării ca și Uniune Social-Liberală a dovedit, de fapt, că sunt puse în aplicare. Și s-a pornit de la înființarea guvernului, de la mărirea salariilor, a pensiilor, redeschiderea spitalelor, redeschiderea școlilor și ajungem din nou la acest TVA, care ați văzut acum că se va reduce undeva la 20%, ceea ce va însemna foarte mult pentru oricare dintre noi, pentru fiecare român în parte, la reducerea fiscalității, exact cum a vorbit și domnul ministru. Reducerea fiscalității însemnând de fapt o aducere a banilor la bugetul de stat și la posibilitatea de punere în aplicare a tuturor proiectelor pe care, cu care USL-ul a venit în fața cetățenilor acestei țări. Deci pe Maramureș
Ați văzut, Partidul Conservator a venit cu câteva proiecte. Unul dintre proiecte a fost reducerea TVA-ului la produsele alimentare. Au fost proiectele cu care domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii și președintele Partidului Conservator, a apărut pe partea de agricultură, pentru că, să nu uităm, este un specialist în acest domeniu, prin proiectele privind irigațiile, proiectele privind creșterea și înființarea fermelor de reproducție, prin acele subvenționări pe care a reușit să le aducă în domeniul agriculturii, pentru că toate au fost tăiate și totuși s-a mers chiar la nivel de Comisie Europeană de a nu fi tăiate toate proiectele care s-au dat pe agricultură. Aici vorbim de bani foarte mulți care se vor investi și, după cum știți și dumneavoastră și știe și presa centrală în principal, pentru că au fost aduse la cunoștința oamenilor, în anul 2013-2014 se va investi foarte mult în domeniul agriculturii. Vor fi puse în aplicare proiecte europene și vor fi alocate foarte multe fonduri, inclusiv de la buget. Suntem într-o zonă, să spunem, și muntoasă. Să spunem, foarte mulți dintre cei care locuiesc aici, la un moment dat merg și în pădure, iar fructele de pădure sunt, la un moment dat, să spunem, o sursă de venit pentru fiecare dintre cei care au o pădure în posesie. Există un proiect, da, și în acest sens? Da, mi-aduc aminte chiar când lucram în sistemul vamal că se colectau chiar foarte multe fructe de pădure care mergeau la export, inclusiv ciuperci care mergeau pe partea de țări europene, în special Italia. Există un proiect care va primi o finanțare chiar foarte mare începând cu anul 2013 de crearea depozitelor de frig, pentru că este o problemă. Deci fructele sunt foarte sensibile, sunt produse perisabile în primul rând și ciupercile la fel. Trebuie păstrate la anumită temperatură, atât pe perioada depozitării, cât și pe perioada transportului lor. Vor fi aduse și în Maramureș. Am avut chiar discuții cu câțiva primari din colegiul meu și din celelalte colegii, pentru că aici, exact cum spunea și domnul ministru, va trebui să fim o echipă, indiferent că fiecare are colegiul lui, Ardânsu va fi pe partea de senat, vom fi o echipă formată din patru oameni care ne vom angaja niște proiecte și, așa cum am mai menționat, vom vedea după patru ani dacă vom putea sta în fața maramureșenilor spunând: noi am făcut aceste proiecte, am dus la capăt aceste proiecte, am ajutat autoritatea locală să apară în fața cetățenilor, să apară în fața maramureșenilor că și-au dus la îndeplinire toate promisiunile cu care au ieșit în luna iunie. Avem doi parlamentari de Sighetul Marmației care au fost la guvernare cel puțin până în luna mai. Vor veni și ei să spună ce au făcut în acești trei ani de zile, dar în același timp poate ar trebui să ne spuneți și noastră ce nu s-a făcut, ce ar fi trebuit făcut în acești patru ani de zile. Nu știu dacă ne ajunge emisiunea ca să spunem ce nu-i de făcut. Noi, Maramureș, avem trei direcții clare pe care trebuie să le dezvoltăm. Oricât vom încerca să le spunem altora că e sau nu e, facem avioane și paraavioane. Agricultură, turism și infrastructură. Ca să le poți face toate trei, nu poți să le faci. Putem avea cele mai frumoase pensiuni și avem cele mai frumoase locuri. De cimitirul Vestor, să știe, din Australia până în Statele Unite, din Groenlanda până în America de Sud. De Vârsana încet încet se știe, de memorialul de la Sighet se știe. Dar dacă nu ai infrastructură și oamenii nu pot să vină, Valea Vasterului. Aveam o discuție cu domn primar săptămâna trecută. În Valea Vasterului, sâmbăta trecută, duminica trecută, au urcat 480 de turiști, din care 80% au fost străini. Și discutând cu ei care e prima problemă, transportul, gropi și așa mai departe. În Maramureș vin și se cazează în Baia Mare, dau o fugă până pe Valea Vasterului și se întorc în Baia Mare în aceea zi. Dacă noi reușim să facem și infrastructură, facem automat, legăm turismul și agricultura. Dacă discutăm de zona agricolă, putem discuta începând de la producătorii de lapte, continuând cu cei care, cu crescutul oilor, vacilor, cu pomicultura, cu fructele de pădure, așa cum s-a spus, și cu tot potențialul pe care Maramureșul are. Deci cele trei direcții clare în următorii patru ani, am spus infrastructura, de ce? Pentru că odată deschisă infrastructura, automat dezvoltăm turismul și agricultura în paralel. Este șansa noastră a Maramureșului istoric, așa cum am spus-o, ca în următorii patru ani de zile, cu președintele de Consiliul Județean USL,
cu ministru care e din partea Partidului Conservator și nu e puțin lucru. Ministru este la agricultură în momentul de față. Deci pe zona aceasta, împreună cu primarii și parlamentarii, putem dezvolta foarte, foarte multe lucruri, repet, pe cele trei axe. Dacă noi dezvoltăm cele trei axe, asta înseamnă automat locuri de muncă, asta înseamnă automat țăranul să poată să facă prin acele centre de colectare, să poată să depoziteze, să aibă centre de depozitare și de colectare. Nu, dacă vreți, nu e foarte greu. Într-adevăr, contează foarte mult infrastructura. Avem DN18, dacă vreți, intrat în reparație anul viitor, în modernizarea anul viitor să termine. Dacă noi legăm visul pe care l-am eu, acela că atunci când mergeam de la Vișeu la Baia Mare la liceu și tot treceam peste Hera, era ok, dacă îmi venea gutâiul, eram terminat. Dar dacă noi facem infrastructura și nodul cu Ucraina, numai cine nu vrea să-și imagineze, nu poate să-și dea seama ce potențial avem. Ce pot să spună despre fosta guvernare? Că nu au fost capabili niciun banal proiect la aeroportul din Baia Mare să-l termine, că despre el am discutat, că nu au fost capabili să finalizeze un drum. Singurul drum în 22 de ani modernizat era Bârsana-Baia Sprie. Nici acela nu l-au terminat. Cu anchete, cu para-anchete, cu bani înapoi. Discutam cu președintele Consiliului Județean să vedem dacă căutăm soluții printr-o hotărâre de guvern să aducă cei 30 de milioane absolut necesari drumului și spitalului de urgență din Baia Mare. Dar mă rog, revenim la Maramureș istoric, aici candidăm până la urmă și la acesta ține. Cele trei obiective sunt clare. Dezvoltarea infrastructurii, agriculturii și turismului. Deci dacă noi mai punem și turismul religios, dacă vreți, sau acel drum care era al bisericilor de lemn, avem cele mai vestite biserici din România în momentul de față. Avem un potențial enorm. Mai trebuie să-l valorificăm. Dar fără infrastructură nu o să putem reuși niciodată. Și aici este rolul nostru. Că suntem miniștri temporari, că suntem parlamentari, că suntem primari, aici trebuie să punem umărul și să aducem în Maramureș cât mai mulți turiști, că asta înseamnă consum, înseamnă locuri de muncă și înseamnă un pic mai bine pentru toți. Că până la urmă, ăsta e rolul parlamentarului sau alesului, dacă vreți. Orizontul de așteptare al maramureșenilor este foarte mare și ați avut dreptate prin faptul că, într-adevăr, Maramureșul nu prea a avut, să spunem, miniștri în guvern, nici oameni sau factori de decizie la un moment dat. Orizontul de așteptare este mare, dar nici foarte, să spunem, îndepărtat. În cât timp se pot aștepta la un moment dat cei care pe 9 decembrie vor vota, să spunem, cu USL-ul, că se va schimba într-adevăr și în Maramureș ceva și se va observa cu ochiul liber, da, uite, drumul ăsta e făcut, în regulă putem să mergem. Avem niște investitori care au venit în zonă, s-au făcut depozitele de frig. Deci eu pe 2013 vă pot spune că sunt lucruri care se vor vedea în Maramureș, în zona Maramureșului istoric. Finalizarea drumului Bârsana-Baia Mare este obiectivul numărul 1, nu avem ce să discutăm mai departe. Acele depozite și puncte de colectare pe care domnul ministru Daniel Constantin le-a anunțat, suntem obligați să aducem câteva puncte în Maramureșul istoric, de aceea e nevoie de scor, dacă vreți, electoral și putere în Maramureșul istoric. Pentru că aceste lucruri vin pe Maramureș. Și eu sunt un pic mai patriot, cu riscul că sunt ministrul tuturor românilor, dacă pot spune pe domeniul meu. Dar, până la urmă, știți cum e, că mai e mai aproape decât cămașa. Deci acele puncte de colectare e al doilea lucru pe care trebuie. Iar eu în 2013, ca orizont de așteptare, îmi doresc ca în bugetul anului, la finalul 2013, să avem prima tranșă de finanțare a drumului, a tunelului și a podului peste Tisa. Ăsta e obiectivul meu ca ministru sau ca parlamentar. Odată cu aceste lucruri, cred că orizontul de așteptare a maramureșenilor va fi mult mai lung, deoarece se va vedea că, într-adevăr, ce spunem astăzi vom realiza. Iar în același timp, vă asigur, așa cum mă știți, nu o să fiu capabil să voi spune ăla e de vină sau acolo am făcut, asta n-am făcut. Dacă nu vom reuși. Dar șansele sunt maxime să reușim. În condițiile în care, repet, la câte investiții sunt în România, chiar dacă ele sunt blocate, având trei poli de putere, guvern, parlament, președinție de Consiliul Județean, nu ne poate sta, dacă vreți, absolut nimeni în cale. Iar vrem, nu vrem, pentru următorii 2 ani de zile, suntem obligați să recuperăm cel puțin ultimii 3 ani de zile în care Maramureș a fost izolat. Nu pot să spună parlamentarii PDL-ului, că tu povesteați de ei, sau a PDL-ul DMR, că discutăm de Sighet acum, că ei s-au zbătut să aducă modernizarea lui DN18. Eu îi rog să-mi spună în ce județ mai avem drum național nemodernizat în anul 2012. Să-mi spună un drum național nemodernizat în România. Cred că
n-o să găsească multe. Deci Maramureș e la coadă. E printre ultimele județe în care s-au modernizat, inclusiv Deș, Baia Mare, dacă își aduce, dacă circulă cineva acolo, s-a văzut că e modernizat. Inclusiv trecând Prislopul și mergând către Cârlii Baba, este modernizat. Deci din punctul ăsta de vedere, suntem absolut izolați, am fost de către guvernarea PDL. Iar exemplu cel mai elocvent, să ne spună de ce n-am câștigat pe aeroportul Baia Mare, de ce nu s-a finalizat drumul Baia Sprie Bârsana. Dacă vor să dea explicații, pentru mine, repet, nu mă mai interesează aceste explicații. Suntem obligați ca nu de 9 decembrie, nu din 10 decembrie, când va fi nou guvern, de astăzi deja să punem umărul să reparăm ceea ce i-au stricat pentru Maramureș. Este clar că Maramureșul a fost defavorizat multă vreme, dacă ne uităm doar către Moldova și este un lucru, dar au fost miniștri acolo, aici aveți dreptate. Și nu au fost niște și acum asta să ne înțelegem. Noi venim pe zona Parlamentului. Eu îmi doresc, spre exemplu, pe zona Parlamentului și de ce am vrut să candidez pe Senat? Pentru că Senatul e cameră decizională la legea educației. Și țin la învățământ, vin din învățământ și am toată deschiderea să modific legea educației să se poată aplica corect în România o lege odată pentru totdeauna. Asta este obiectivul major vis-a-vis de legislație. De aceea Senat și nu Camera Deputaților pentru mine. Dar multe dintre lucruri se suprapun. Încă cetățeanul nu știe pe cine să tragă de mânecă. Pe primar, pe președintele Consiliului Județean, pe ministru, pe parlamentar. Multe dintre cele care le-am spus aici sunt obiective, dacă vreți, care țin mai mult de zona executivului. Pentru că sunt ministru și de-aia discut de zona executivului. În schimb, ca parlamentar, discutăm de legislație și putem discuta și modificări legislative care sunt absolut necesare. Legislația în fiscală, unde trebuie clar îmbunătățită, legislația muncii, legislația sănătății, că discutăm de legea sănătății, legea educației, sunt elemente de legislativ. Dar vrem, nu vrem, cel puțin noi doi trebuie să ne gândim și la executiv, că până la urmă noi executăm. Executăm guvernul bugetul României prin guvern. Vrem, nu vrem, suntem și actori și spectatori în același timp. Deci, pe de-o parte ne votăm legile, pe de-altă parte suntem la execuție. Deci, nu avem motive ca peste un an, doi sau trei să spunem, domnule, n-am realizat obiectivele acestea din cauza cui? Din cauza noastră. Dar cred că în cele 6 luni de zile am dovedit că putem să facem și în următorii 4 ani de zile lucruri extraordinare pentru Maramureș. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio astăzi. Eu îmi cer scuze că am intrat poate prea mult în discuție față de doamna Negruț, dar promit că data viitoare vor mai fi ocazii cu siguranță, pentru că iată se apropie și campania electorală, însă atunci va trebui să dați piept și cu contracandidații și cu cei care au fost la guvernare, dar și cu cei care își doresc să fie la guvernare. Și nu întotdeauna, să spunem, vor fi foarte deschiși spre o discuție obișnuită sau normală pe proiecte. Maramureșul a fost într-adevăr foarte multă vreme văduvit de investiții și de atenție. Mai venea din când în când Elena Udrea și propunea Crăciun în Maramureș, dar asta după ce a fost în Bucovina. Și cu siguranță vom avea parte de, hai să spunem, o campanie electorală ferventă cu foarte multe atacuri de o parte și de alta. Eu vă mai aștept în studio, vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. O seară frumoasă în continuare. La revedere!